Înaintea noastră este familia Butuc, doamna Gabriela cu domnul Valentin. Suntem astăzi la această familie pentru că în urmă cu un an de zile, pe 3 ianuarie 2016, locuința lor a fost distrusă de un incendiu. Câți copii aveți? 7. 7 copii. Au rămas doar cu hainele de pe ei în urma incendiului și cu ajutorul oamenilor cu suflet mare și din resursele proprii au reușit să își ridice locuința pe care o puteți vedea în imagini. Din păcate, acum la final de toamnă se apropia vremea rea și această casă nu era acoperită. Era pericol ca lemnul să se distrugă din cauza zăpezii. Iată că vremea este foarte rea, iarna este foarte grea și aveau nevoie de ajutor să poată acoperi noua casă. Aveau nevoie de tablă și cu ajutorul dumneavoastră, donatorii noștri, am reușit să le oferim acestor oameni, aceste familii, tabla de care avea nevoie. Domnul Valentin, dacă ne puteți confirma faptul că ați primit tabla și da, să transmiteți un mesaj de mulțumire pentru cei care v-au ajutat. Da, da. Da, mulțumesc din toată inima pentru sprijinul și ajutorul care mi-a fost acordat. Tuturor am mulțumesc mult, mult de tot și le doresc din toată inima să aibă în viața lor multă fericire, liniște, bucurie, sănătate la familie, la toți, la copii. Dumnezeu să-i ajute în orice și în tot ce își doresc în viață să-și dorea, să aibă tot ce își doresc. Din păcate însă, efortul dumneavoastră pentru ca să aveți noua locuință pusă la punct este mare în continuare. Mai este de nevoie de foarte mulți bani, este nevoie de geamuri, de uși și cei care văd acest material video și care pot să vă ajute, aș vrea să ne spuneți cam de ce ați mai avea nevoie și unde vă pot găsi. Nevoie mai fi geamurile, ferestre, ușile, mobilier, instalația sanitară, instalația de încălzire. Va fi un efort financiar foarte mare. Poate că unii din cei care văd acest material video vor dori să vă ajute, poate cu uși, poate cu geamuri, poate cu instalația sanitară. Vă vor găsi în satul Mal. Satul Mal. La câți kilometri de Oțelul Roșu? La 2 kilometri. 2, 3, 4 kilometri. Cred că sunt vreo 4, dacă mi-aduc bine aminte că am venit totuși până aici destul de mult cu mașina. Deci de la Oțelul Roșu se ia către satul Mal, la dreapta, cum vine spre Caransebeș, chiar de la benzinăria Lukoil, la dreapta, și se urcă până aici în sat. Toți cred că vă cunosc familia Butuc, cei care au rămas fără casă în urma incendiului, și eu cred că Dumnezeu va lucra și vor fi și alți oameni care vă vor ajuta pentru a avea această locuință disponibilă. Spuneți-mi unde locuiți acum? Acum într-un vechi garaj, care de a fost graj de animale. Graj de animale. În magazie, după aia acum l-am făcut locuibil. Uh-huh. Două camere. Am amenajat. Tot am înțeles. Tuturor oamenilor care ne-au să mulțumesc iar din nou mult de tot. Le dorim sărbători fericite celor care au fost alături de dumneavoastră și la mulți ani, pentru că acest ajutor a fost cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Da.